tragedie, ăsta râde de tine toată ziua și tu pleci că... Ba, dar de el îi place, vă ține. Deci momentul ăsta cred că e mai penibil. Să mor eu. Deci adevăr. Eu dacă mai aud odată cuvântul Chucky, vă jur. Deci mă închid la mine în cameră, nu. Vă jur, vă jur. Deci dacă mai aud odată cuvântul ăsta, deci renunț să mai stă la mine în cameră. Gata, nu mai. I love drama. Bă, dar terminați-vă, mă, uite, toată lumea faceți mișto, să mor eu. Dar mai terminați-vă, frate. După, vedeți, mă, eu nu am făcut mișto de voi. Deci ați văzut, v-am lăsat în pace, am tăcut. Dar să mor, aiurea sunt. Cine le afară de danță, mai zis Chucky, fato? Bine, cer scuze. Ești un nesimțit. Deci termină cu atâta tragedie. Gata, nu mai termin deloc. Ia. Acasă oamenii mei sunt astfel. Devenim serios. Deci vă rog frumos, dați vă afară. Deci tu termină. Da, nu mă cheamă cea... Uite, așa mă cheamă. Nu mă cheamă cea, chiți ară buletinul dacă vrei, termină-te. Amina, nu ți-a spus că ei se spune Chucky. Eu am zis așa ceva. Da, uite la tine s-a vorbit cu Chucky. Nu, n-am zis așa ceva. Tu ai spus că ție ți se spune Chucky. N-am zis eu așa ceva niciodată. Nu mă mai contrazice, Jenny, că eu n-am zis niciodată că mi se spune Chucky. Nu te contrazice, tu ai spus că ți se spune Chucky. Trecim cu azi, imediat. Mi-e stresul de că a plecat cu Miru. Jenny, nu fi nesimțită! Auzi, băi, dar puțin. Deci, tu ai 30 de ani, tu ai 30 de ani. Și? Tu ai care copii? Problemă? Ai copii? Pentru că dacă ai fi avut copii, nu-i râdea așa. Dar ce aveți, mă? Dar ce-i dramatizat? Nu-ți bagi joc de nimic pe lumea asta, nu-ți permit. Dar de ce dramatizați? Dar eu de cine mi-am bătut joc? Deci nu te rog eu frumos. Ce mă rogi? Să nu-mi spui mie să dramatizez sau nu. Păi voi, nu știu de ce plângeți. V-ați jucat până acum și la un moment dat v-ați dat un plâns. Până la urmă, dacă tot se întâmpla ceva, dacă era să zic că cuiva se reproșeze ceva, tu ai fi fost singurul care putea să-i reproșeze, că tu în Chucky n-ai scos-o de două zile. Normal să ne jignim non-stop? Hai să începem, mă, să ne facem ca porcii. Olimpia, nu mai... Păi ia ce nebii aveți? Nu, dar chiar nu înțelegeți, eu am o fetiță acasă. Păi dacă cineva ar zice, mi-a zis Emelia așa și aș călca în picioare. Păi ți-a zis ție cineva ceva? Nu contează, că nu spui nimănui. E cea mai mică din casa asta, trebuie să aveai grijă de ea. Care mai era? Polina, dacă nu s-o jignim. Nu ne certă, mă, Iurea, nu. Am dramatizat foarte tare situația și uite la ce... Uite că poate se rezolvă! Nu este! Și în primul rând tu plângi degeaba acum! Lasă, nu plâng degeaba deloc! Mă, e mică, mă! E mică, are 20 de ani! Băi, fată, lasă-mă în pace! Mică, 19 ani! Sunt din dat mai mergi la alții! Nu te mai nu mai sunt femei la 18 ani, măritate, cu copii! Da, și la 20 de ani aveam copii! Da, asta nu-mi dă... Și e mică? Ea n-a făcut decât să-ți accepteze starea ta. Bine, mă, lasă-mă, eu sunt. De ce este vina ta? E vina mea, bine că te simți bine, e vina mea. Băi, vreau atâta să întreb, băi, Sabina, ca să închide subiectul. Te-ai supărat că eu ți-am zis ce acum? Stai mă puțin. Mă, că mă supăr. Îți dai seama că în sufletul meu mă supăr, că nu zic nimic, e partea a doua. Dar îți dai seama că mă supăr, e normal. Băi, ce scuze? Da, mă, dar aici, deci ce scuze? Nu vreau să-și cer scuze. Nu, 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 cer scuze, dacă tu te-ai supărat, tu mi-ai spus că nu te supăr dacă zic ceea. Ca să scap de tine, să mă lași scap de mine.